eu fiind primar al comunii, trebuie să promovez comuna și trebuie să promovez punctele care sunt de atracție în comuna aceasta. Sper că în acest mandat să pot să introduc comuna într-un circuit turistic, pentru că o să le fie mai ușor și lor și nouă. Avem chiar lucruri frumoase și lucruri, de exemplu, în Comuna Poduri este una dintre bisericile cele mai vechi de pe timpul lui Ștefan cel Mare, biserică atestată, sunt școli Spiru Haret, avem lucruri care să ne mândrim aici în comună, iar acest punct de atracție fiind și unic pe județ, cred că o să atragă lângă el mai multe chestii adiacente, să spun așa, adică producători din zonă care să vină să ajute, între ghilimele, aici la dezvoltarea acestui punct, să atragă oameni de aici din zonă care să vină să aducă produse locale care sunt și la mare căutare, dar sunt și foarte bune, ceea ce este o plusvaloare pentru această comună și pentru locuitorii comunei noastre. Da. Și sigur, se mai pot deschide și altele, dar în același timp, dumneavoastră, ca și autoritatea locală, puteți să-i ajutați, să le puneți la dispoziție, până la urmă, infrastructura de care au nevoie. Să știți că venind aici și venind pe drumul care nu este încă asfaltat, chiar mă gândeam la asta, zic că este totuși greu să asfaltezi, să aduci un drum să asfaltezi până aici, pentru că sunt destui kilometri de asfaltat și este foarte scump. Însă m-am gândit, dar nu e mai bine totuși cei care vin să aibă și un pic de drum dintre ăsta de țară, că prea vin din localități dintre astea unde asfaltul e la 70-80 de grade, nu e mai bine să vină aici să răcorească și să vină și pe o bucățică de, și pe o bucățică de drum dintre ăsta de țară, altfel vor simți. Asta nu înseamnă că nu am putea să facem și lucrul acesta, pentru că toată lumea vrea confort, dar spun eu că face parte din peisajul rural aici.